Nu au un acoperiș deasupra capului, se adăpostesc pe unde pot și îndură cu greu gerul cumplit al iernii. Mănâncă de unde apucă, din tomberoanele de gunoi sau de la oamenii de bine care le mai dau de pomană. Pentru oamenii străzi, mai ales în aceste zile geroase de iarnă, o masă caldă este mai mult decât binevenită. La ei s-au gândit botoșenenii care au înființat în anul 2014 asociația Happy și care acum împart oamenilor străzii în fiecare joi a săptămânii 50 de porții de mâncare gratuită. În fiecare joi primim alimente de la ei, le aducem în bucătăria asociației Happy, un bucătar voluntar le pregătește, la ora 4 noi, împreună cu un singur voluntar și constant, care ne ajută în fiecare săptămână, le punem în caserole, le ambalăm, le împachetăm și le mergem în capăt la unul. Însă, nu doar ei sunt ajutați de Asociația Happy. Alte sute de botoșeni săraci și bolnavi din județ au primit sprijin din partea acestor oameni. Haine donate de oamenii cu suflet mare, alimente și chiar consultații și tratamente oftalmologice și stomatologice. În acest timp am efectuat sute de consultații, am oferit zeci de ochelari, în mod gratuit, evident, dar și, nu știu, protecții gen proteze dentare, plombe. Mai multe însă despre acțiunile de binefacere ale Asociației Happy, dar și despre dificultățile cu care se confruntă, puteți afla sâmbătă și duminică de la ora 20 în cadrul emisiunii Oameni și Destine, realizată de Ana Maria Macuc.